Mircea Frențiu, doctorul meu. Doriți să fie și medicul dumneavoastră? Extraordinară idee ați avea! Vizionați emisiunea Sănătatea de la A la Z, de la Alba Carolina TV. Vă spun eu. O să vedeți. Bună seara, stimați telespectatori, sunt doctorul Mircea Frențiu și iată-ne ca în fiecare joi seară la emisiunea Sănătatea de la A la Z. Setea de cunoașterea oamenilor în domeniul medicinei, în domeniul tehnologiei medicale, să știți, dragii mei, că este tot mai acută și sigur că este din ce în ce mai sofisticată. Medicina de astăzi, să știți că nu mai poate fi considerată o cetate medievală închisă, nu mai este acea cutie a Pandorei care să nu poată fi deschisă decât de cei inițiați, adică doi medici, iar fructul cunoașterii medicale nu mai este interzis de nicio forță terestră sau cerestă. Informațiile care se dau publicului în această eră digitală, zic eu, sunt tot mai ample, mai accesibile și, de ce nu, mai cerute. Este necesar însă că aceste informații pe care televiziunile le dau publicului, pe care noi le dăm publicului, să fie bine alese, dozate și clar expuse, fiindcă există un pericol acela unor cunoașteri incomplete, eronate, înflorite sau uneori chiar exagerate. Unele astfel de informații pot crea impresia că medicina poate soluționa totul creând adevărate miracole. Să știți că în medicină nu sunt miracole, este multă muncă, sudoare și, de ce nu, sânge, poate în credință mai sunt miracole și acestea din ce în ce mai rare. Multe din bolile omenirii nu sunt decât rezultatul ireversibil a unui mod de viață defectuos, alimentație defectoasă, și vedeți ce se întâmplă în supermarketurile noastre, discutam cu invitatul meu că trebuie să mergi cu lupa să vezi eurile care sunt acolo, și bineînțeles un comportament defectuos și, așa cum am mai zis, și depărtarea de Dumnezeu, de divinitate, de Tatăl nostru. Noi suntem programați de Dumnezeu, celulele noastre sunt programate de Dumnezeu, ADN-ul nostru este programat de Dumnezeu să trăim foarte mult, 120-150 de ani. Și dacă citiți Cartea Cărților, cea mai citită carte din lume, care este Biblia, o să vedeți că patriarhii Noe, Matusalem, Enoch și chiar mulți alții au trăit la această vârstă. Noi ce facem în întâmpinarea programării lui Dumnezeu? Nimic sau aproape nimic. Și mă uit dimineața, mă duc spre spital, văd cum elevii cu țigara în gură de dimineață, fără să știe că această țigară îi amenință trupul tânăr și vestitul sau perfidul cancer pulmonar odată va fi și va afecta. Nu știu absolut nimic. Sigur că sunt și alte lucruri, alcoolul, tutunul, poluarea, stresul cotidian și, după cum vă spuneam, alimentația asta cu vezandatul, cu euri cancerigene, iată câteva exemple de ceea ce nu trebuie să facem și, din păcate facem. Doar când suntem necăjiți, doar când suntem disperați, atunci poate, doar atunci, ne mai gândim și la Dumnezeu. Și sigur că trebuie să recunosc că sunt și eu un om de duminică, adică duminică mă duc la biserică să mă rog, sigur că te poți ruga oriunde și pe munte și în casă și în pat, dar sigur că întâlnirea cu Dumnezeu este bine să fie făcută la biserică, să căutăm deci casa Domnului. Desigur că în această emisiune voi încerca să medicalizez viața, vă port prin lumea minunată a medicilor și a medicinei și de aceea o să înfruntăm împreună cei doi dușmani de temut a omenirii, care sunt boala și moartea, și pe cât posibil să aplicăm o medicină preventivă. Și mai există un al treilea dușman, care este sărăcia, care inundă casele românilor, dar și toată lumea, și care sigur că este tot o etiologie de boală. Sigur că medicina, cea mai nobilă dintre arte, printr-un gest prometeic, răpește încet, încet, toate cu marile cuceriri tehnico-științifice, zeilor puterea de a împrăștea suferință, și Dumnezeu ne-a lăsat pe noi medicii să înviem morții, așa cum făcea Iisus Hristos pe vremuri, acum 2600 de ani, doar că în 4 minute. Deci facem respirație artificială și în 4 minute putem să înviem, și dacă
facem acest lucru corect. De aceea este important ca nu numai noi medicii, ci și asistentele medicale și în fiecare instituție, așa cum erau înainte de 89, niște nuclee de medicină care să știe să facă acest lucru și să vedeți că putem în 4 minute să salvăm oameni. Sigur că unii ne văd ca niște îngeri al lui Dumnezeu, facem totul și iată că am văzut la televizor un doctor al lui Dumnezeu, așa se auto-intitula, profesorul de la Cluj, care m-a șocat prin faptul că era împotriva chimioterapiei și gestul lui mi se pare impardonabil, fiindcă nu poți să fii împotriva chimioterapiei în momentul când altă armă deocamdată nu avem împotriva cancerului, pe lângă tratamentul complex al cancerului. Și o să vedeți că după acest om și după mulți alți oameni care au declarat la televizor că eu m-am vindecat de cancer cu miere, eu m-am vindecat de cancer cu nu știu ce, oamenii ascultă și mor. Deci, conștiința lui sau altora ca el, o să vedeți că sunt morți. Sigur că nu putem să ne lăudăm și noi că vindecăm totul, că și noi suntem niște muritori, putem vindeca, dar ne mor și bolnavi. Din păcate, fiecare bolnav și mare chirurg are cimitirul lui. Și plecăm de la acest lucru. Uneori câștigăm această bătălie cu moartea, uneori o pierdem, dar ne ridicăm ca Phoenix din pasărea, ca și pasărea Phoenix, și o să vedeți că așa este. Motul acestei emisiuni mi-a fost inspirat din templul lui Apollo din Delphi, care cam spune așa: cunoaște-te pe tine însuți, și după aceea erau sparte cuvintele, nu mai se știe ce a spus. Motul nostru este: formează-te pe tine însuți, dar mai ales formează și pe alții. Sigur că în această emisiune importantă, zic eu, fiindcă iată a treia oară un mare actor ne vizitează televiziunea, sigur că suntem o televiziune mică, o televiziune în plină formare, o televiziune a județului dumneavoastră, a județului Alba, dar care o să vedeți că avem cel puțin 50 până la 100 de mii de telespectatori, fiindcă se prinde și în județul Sibiu, și pe la Cluj, și pe la Târgu Bureș, deci este important să vă iubiți această televiziune. Și iată-ne cu un mare actor, maestru Dorel Vișan. Bine ați venit, maestre, din nou la emisiunea Sănătatea de la Z, vindecarea trupului și sufletului se va intitula această emisiune, fiindcă o să intrăm în meandrele medicinei clasice, alopate, medicina orientală. O să facem foarte multe lucruri, fiindcă sunteți un om care sunteți, nu citit, foarte citit, și vă interesează acest lucru, un actor, mai rar un actor care să fie așa de complex ca dumneavoastră, nu numai în arta actoriei, ci și în această artă a medicinei. Sigur că trebuie să vă spun că a jucat, știți că a jucat în foarte multe filme, în piese de teatre. Nu mai rost să vorbesc acest lucru. Lumea vă știe ca Neatăticu, ca Dumnezeu, ca Bălosu, ca senatorul Vârtosu. Deci iată că aveți foarte multe lume, dar ați rămas Dorel Vișan. Și aș vrea o primă întrebare și apoi să trecem încet, încet la subiectul acesta. În ce ipostază vă regăsiți ca om în rolurile pe care le-ați jucat? Sau care este cel mai important rol care vă reprezintă, să zic așa, și sunteți acela din film? Pe un artist trebuie să-l reprezinte toate rolurile. Așa este. Care le face. E ca și cu copiii, nu poți să spui că pe unul iubești mai mult, pe unul iubești mai puțin. Deși poate unul e mai debil, unul e mai sănătos, și pe ăla mai debil poate că te ocupi mai mult de el decât de cel totdeauna sănătos. Așa este. Așa e și pentru artiști. Sigur că sunt roluri care sunt apropiate de felul de a fi al artistului, adică de de sculele pe care le are la îndemână, pentru că are un singur suflet, o singură minte, un singur corp, o singură gândire și o singură limbă. Și atunci, dacă e mai apropiat personajul de aceste lucruri, se găsesc mai repede, meandrele care formează personajul. Dacă este mai îndepărtat, trebuie să te documentezi. Și atunci
te apropii de personaj, cum să zice. Unii zic că intri în pielea personajului. Da. Sunt actori care intră în pielea personajului, sunt actori care aduc pielea personajului la ei. Da. Dar, și cum e mai bine? Cum ar fi mai bine? Sau cum ar fi? Important este să simtă publicul că ești acela care ești. Cei în mai film sau în teatru. Și cei mai acceptați actori ai lumii au fost actorii proteici. Cum a fost, de exemplu, Laurence Olivier. Am impresia că și Florin Piersic tot îl nebunește. Tot îmi spune de Laurence Olivier și mi-a la fel. Pentru ce se întâmplă? De ce? Olivier a fost un actor școală. El nu a fost numai un actor. A fost și director al Teatrului Național din Londra. Și poartă numele o sală, sala mare a Teatrului Național. Dar a fost un actor școală pentru că el l-a predat pe Shakespeare așa cum era și cum este Shakespeare. Mare, extraordinar de mare și extraordinar de mare cunoscător a sufletului omenesc. Ăsta a fost Shakespeare. Lumea modernă, artiștilor îl mai scălâmbăie, încearcă să-l schimbe, să-i dea alte treburi. Eu spun că Shakespeare era suficient de deștept ca să facă el dacă era mai bine așa. Ei, și Laurence Olivier l-a predat în această formă, poate uneori chiar într-o formă ușor scolastică, îi zicea realistă pe vremuri, dar filmele lui, piesele în care a jucat, întotdeauna a găsit cele mai profunde și cele mai ascunse colțuri ale sufletului omenesc. Asta e extraordinar. Mi-amintesc de Hamlet, mi-amintesc de Richard al III-lea, care este un personaj extraordinar pe inversul lui Hamlet, care este al gândirii. Deci de aici este vestit Laurence Olivier. Am înțeles. Apropo de Shakespeare, eu cred că dacă Shakespeare se poate... poate să învețe medicii de la psihiatrie, fiindcă dacă cu atenție vedem toate, toate bolile psihiatrice le-a studiat nu Shakespeare. Parcă el ar fi fost psihiatru. Nu numai cele psihiatrice. Și, toate bolile care se cunoșteau pe vremea aceea sunt cuprinse în piesele lui. Așa este. Deci, este extraordinar. Da, dar eu îmi pare rău, dar am văzut și multe lucruri, dar boli psihiatrice, n-am văzut, în fiecare piesă sunt 2-3. Pentru că fiecare om are în felul lui o nebunie. Așa este. Și această nebunie, dacă o cultivi așa cum trebuie, ea te ajută. Mari scriitori, mari gânditori al lumii au fost epileptici. Dostoevski, de exemplu. Da, sunt mulți care au fost. Bine, începând de Iuliu Cezar, de la Creangă, Macedon, da, bine. Conducător, dictator, da, dar și, nu, vorbesc și de scriitori. De scriitori, da. Așa. Pentru că boala, această boală mentală, are putere de inspirație. Are putere. Sunt lucruri pe care medicina încă nu le-a putut dibui. Edgar Allan Poe se droga, da, și el avea altă problemă cu drogurile. Descrie așa niște unii lucruri. Da, care... alții fumează, alții, da, când scriu beau, trebuie, da, să fie băuți. Am înțeles. Deci sunt tot felul de sunt tot felul. Excitante și Eminescu, ale creierului. Eminescu bea cafea. Foarte multe cafea și fuma. Am înțeles. Fuma. Extraordinar de mult. Da. Deci au lucruri din astea. Domnule, ce este inspirația? Ca să dau oarecare deschidere. Sigur că, de ce nu toată lumea trebuie să fie? Toată lumea trebuie să fie ca Shakespeare. Totuși, avea ceva. Inspirația este o relație cu ceva care este deasupra ta, cu o persoană enigmatică, care te informează și te ajută să faci lucruri care singur nu le-ai putea face. Asta este inspirația. Acea, deci, persoană este spirituală, este fizică. O persoană spirituală. Am înțeles. Este, noi îi spunem Dumnezeu, Dumnezeu sau Fiul lui sau Dumnezeu. Sau Îngerul Păzitor. Iisus Hristos. Dacă există și Înger Păzitor. În general, este mai mare decât Îngerul Păzitor. Adică este
o persoană enigmatică cu care se colaborează. Din cauza asta îi spune conștiință. Prefixul con, și în latină, și în greacă, înseamnă împreună cu. Deci cu ceva. Împreună cu divinitatea, cu cineva. Cu... Cel care a introdus cuvântul conștiință în lume și în Noul Testament este Athenodorus, un mare filozof grec, care a trăit la Tars, cam în perioada înaintea erei noastre și în perioada lui Isus, așa, și care a fost primul care a vorbit despre conștiință, iar pe urmă apostolul Pavel a luat cuvântul și l-a introdus în Noul Testament. Deci conștiința, de fapt, este credință. Și credința este conștiință și libertate și adevăr. Conștiința, în ultimă instanță, este adevărul găsit. Adevărul găsit. Numai prin conștiință, numai prin această relație de colaborare tainică a omului cu acea ființă tainică din el, omul poate fi inspirat și poate avea relația cu suprasensibilul, ceea ce nu are oricine. Da. Să știți că noi medicii avem o conștiință, să zic, mai dezvoltată decât a altora. De ce? Fiindcă noi suntem puși în anumite situații să facem pe Dumnezeu. Da. Eu v-am mai spus acest da. Lucru. Și atunci conștiința ne spune, fă asta este bine sau fă asta este bine și dacă asculți de această conștiință, faci bine. Da. Dacă n-asculți de conștiința asta, ai mustrări de conștiință. Adică te gândești zi și noapte, dacă făceam gestul ăla, bolnavul era ok. Dacă nu făceam gestul ăsta, era poate trăia. Dacă nu făceam gestul ăsta, poate îi salvam ficatul sau știu eu ce boală avea. Deci avem o anumită conștiință pe care noi ne-o controlăm tot timpul. Deci, și cred că și dumneavoastră, probabil, ziceți actorii. Bine, spun că ziceți eu, bine, da. Așa ar trebui să așa fie trebuie să fie. Așa și sunt. Nu numai doctorii. Da, așa sunt, ar să știți. Trebuie să fie omul. Da. Din păcate, din păcate da. Omul s-a degenerat. Așa este. Și studentul la medicină nu mai merge la practică și nu mai merge la cursuri. Nu toți. Nu toți, să nu generalizăm. Nu sunt toți. Tineri buni și tineri care încă mai au nevoie da, de dar ăia pe urmă trebuie să găsească căile de vindecare, nu? Așa este, așa este. Deci problemele sunt puțin mai încurcate pentru că noi vorbim mereu cum ar trebui să fie și nu ne zbatem să și facem punem în practică, să o punem în ființă. Deci credința fără acțiune nu e nimic, așa ca și omul fără Dumnezeu, tot așa. Omul fără Dumnezeu nu e nimic. Deci aici este problema. Am un prieten foarte bun la Cluj, mare profesor. Cred că e cel mai mare chirurg maxilofacial din România, profesorul Lung. Lung, de asta era vorba cu Dumnezeu. Așa, era profesorul. Și el îmi spune de multe ori, da. Ce, măi, vin la mine bolnav, el face niște operații extraordinare. Când am auzit că îți construiește limbă. Deci, da, păi el este, specialitatea este de chirurgie maxilofacială. Da, da, deci da. El face și operează capul, da, în general, nu creierul, da, fiindcă nu are, dar facial. Deci, extraordinar. Sigur, îți face tot ce este nevoie. Mă întâlnesc da. Mereu cu el da. Și discutăm. Dacă vă întâlniți cu el, să-i spuneți totuși să-și recreadă chestia cu chimioterapie, fiindcă foarte el a zis de chimioterapie. Dar, din păcate, el a zis la o emisiune de maximă audiență. Acum vreau să vă spun un lucru. Da. Chimioterapia este o metodă găsită, păi, și oncologii se ocupă cu chimioterapia, cu asta. Face anumite lucruri. Nu vindecă nici într-un caz, dar distruge. Distruge, sigur că da, distruge totul, dar chimioterapicele din ce trebuie să spunem că ele sunt din ce în ce mai sofisticate și acționează direct pe anumite celule. Deci nu omoară ca înainte celulele, să zicem, sănătoase. Deci, încă o dată vă spun, acest lucru este inadmisibil, fiindcă am văzut oameni care au renunțat și au murit. Încă o dată vă spun. Deci am văzut cazuri și la mine, în oraș și peste tot, oameni care au renunțat că
că auzi că doctorul Dumnezeu, sigur, da, noi toți suntem doctorul Dumnezeu, știți, dar nu-i voie să faci acest lucru, fiindcă nu-i corect față de... Știți ce spunea Hipocrat? Eu știu ce spunea Hipocrat, că... Dacă o boală se vindecă pe mai multe căi, întotdeauna trebuie folosită calea cea mai puțin nocivă. Sigur, cea mai puțin nocivă, adică ca să nu dea, e adevărat, așa este. Dacă chimioterapia ar vindeca cancerul, Nu, haideți să, numai puțin, maestre, ca să vă, da, să înțelegeți. Deci, da, acest cancer este o boală fantastic de gravă și care, o să vedeți că sunt mai mulți medici care o tratează. În primul rând o tratează chirurgul. Da? Pentru că sunt mai multe cancere. Sunt 100 sau 1000, dar n-are importanță. Deci chirurgul o tratează. După chirurg urmează să meargă medicul anatomul patolog să vedem ce tip de cancer este. Eu am scos formațiunea tumorală, am scos aproape în totalitate totul, mă duc la anatomul patolog și îmi spune este tip spinocelular, bazocelular, așa mai departe. Ei, după aceea mă duc la oncolog, ăsta zice trebuie chimioterapia cu trale sau nu-i voie chimioterapia, mă duc la radioterapie sau trebuie hormonal, deci este o complexitate. Nu poți să zici, domnule, eu vin de cancerul. Asta e cea mai mare prostie pe care am auzit-o și o văd pe ecranele televizoarelor și peste tot, că medicamente, nu există niciun miracol în vindecarea cancerului. O să fie probabil tot de domeniul geneticii. N-ar fi mai și bine. Și poate Dumnezeu. N-ar fi mai bine dacă știința lumii ar face cercetări în zona asta, ar fi și foarte nu bine, în zona rachetelor balistice. A spus o chestie fantastică. Adică să, da, facă cercetări în ceva care vindecă și nu în ceva care distruge. Așa este. Și decât să facă roboți cu inteligență deosebită, să nu fie slujitori, mai bine să facă... S-ar apleca spre această anomalie, pentru că cancerul este o anomalie celulară. O anomalie celulară. La un moment dat o celulă se divide în toate direcțiile, da, și nu mai poți să faci, vedeți, nimic. Nu se mai poate controla. Da. Știți că în fiecare celulă este un moment când ea se sinucide. Deci Dumnezeu a dat în așa fel legea asta genetică încât ea, în momentul când nu mai este valabilă, se sinucide. Ei, la celula asta canceroasă i-a scos din fișetul ăla chestia asta de sinucidere și în loc să se sinucidă, ea se mulțește mai mult. Asta înseamnă cancerul. Vedeți, de exemplu, timusul, glanda timus. Da, e o glanda tinereții veșnice, da, dacă ai avea-o, da, care tot timpul. Se spune că pe la 13-14 ani se atrofiază. Așa este. E, vedeți, în medicina naturistă spune că timusul se poate reface prin bătăi în zona timusului. Da, intorace. Iar timusul este o glandă care produce un fel de hormoni care recunoaște celulele deformate din organism. Așa este. Și le distruge. Le distruge. Ei, în zona asta ar trebui să lucreze medicina. Sigur că medicina în ultimii 75 de ani, așa, s-au făcut progrese cum nu s-au făcut în 500 de ani. Progrese extraordinare. În toate domeniile, să știți. Nu, eu vorbesc de medicină. Da. Vorbesc de medicină. Așa este. Progrese extraordinare. Însă, ce se întâmplă cu acest progres tehnic care este și în zonele celelalte? Omul devine robul mașinii, a propriei lui descoperiri. Și această descoperire este bună până în momentul când devine imorală. Exact. Păi poate să devine imoral în momentul când un robot face munca a 20 de oameni, păi aia îi dă afară, n-au ce mânca și ăsta robotul face în continuare munca. Asta și se defectează robotul, da, la un moment dat. Și atunci îi cheamă din nou. Și îi cheamă din nou, de, da, oamenii nu mai au specializare. Exact, așa este. Deci, vedeți, sigur, aici, uitați. Perfect a spus. Eu am cunoscut un mare savant al lumii care... Da. A lucrat exact în colectivul acela din America la descoperirea codului celulei umane, da, ADN, codul genetic, a, da, genii. Și care spunea că ar fi bine ca oamenii de știință uneori să se oprească. De exemplu, în problema clonărilor. Sau am auzit acum, de exemplu, că niște doamne
nici nu mai știu de unde, vor să producă în eprubetă celula femenină, adică ovulul. Ovulul. Păi, Doamne, dacă dumneata poți să-l produci natural, de ce, stau neprobetă? De ce te chinui să-l produci în eprubetă și să-mi declari că are defecte și că deocamdată nu putem să folosim acele ovule pentru că ele au niște defecte, pentru că Dumnezeu e Dumnezeu și natura e natură. Deci nu poți să faci ceea ce face Dumnezeu. Nu, sigur nu. Că da, dar vedeți, acele ovule se vând. Știți că este o piață de ovule, da, se vând. Și ies niște copii deformați. Exact, exact. Și atunci e mai mare daraua. Da, așa este. Se distruge și copilul, se distruge și familia, stând lângă el și ocupându-se de el, care nu-și mai revine. Deci aici este problema. Asta ar trebui să facă știința. Și asta, însă, din păcate, știința face mari gogomânii și în domeniul medicamentelor. Așa este. Și ar trebui să... Apropo de, că a zis, de malformații, dacă ați trăi în Sparta, în marele oraș Sparta, ce ați arunca în prăpastia asta a pogeților de la poale muntelui Daget, da? Este o prăpastie unde erau malformații. Ce ați arunca din România acolo? Cred că n-ar rămâne mare lucru. Cred că n-ar rămâne mare lucru. Da. Poate, știi, problema asta e cu dus și întors. Dacă ai un copil care are un necaz, te doare sufletul de el și nu l-ai omorât. Exact, asta înseamnă. Dar nu te gândești și la faptul că te omori și pe tine odată cu el. Și la propriu și la figurat. Pentru că un copil care Dumnezeu ți-l dă cu anumite necazuri și care nu se poate reface cu știința noastră medicală, este un mare pacoste și o mare sarcină pe capul unei familii. Așa este. Și de cele mai multe ori nu se poate rezolva. Deci, vedeți, problema e discutabilă. Când depinde în care parte ești. Dacă ești în partea aceea, judeci într-un fel. Și dacă ești în altă dacă parte... ești în altă parte, judeci altfel. De altfel, așa e omul, ca o vioară, nu? Pui deci într-un loc, sună într-un fel, pui deci nu sună altfel. Dar problema asta a sănătății, în Franța s-a făcut un studiu mai cu ani în urmă și s-a ajuns la o concluzia că un popor bolnav este mult mai rentabil decât un popor sănătos. Explicați-mi, cum? Nu am înțeles. Pentru că industria medicamentelor funcționează așa, extraordinar. Este pe locul 2. Prima dată industria armamentului și pe locul 2 industria medicamentului. Nici nu știu dacă cumva n-a luat industria armamentului. Nu, totuși armamentul încă nu. Da, dar vreau să vă spun un lucru. Și n-am să-l mai fac. Da, vă rog. Dom'le, m-am mers la farmacie și am luat un medicament care... Am spus, așa un medicament pentru circulația periferică. Da, avem un medicament care se ne-a spus cineva că e foarte bun și primit și o cutie cadou. Dom'le, în momentul când primești și o cutie cadou, cu medicamentul ăla e ceva. Perfect! Pentru dacă că eu nu așa am nevoie, ceva, domnul doctor, eu n-am nevoie de cadou. Sigur, eu am nevoie de medicamentul ca să mă facă bine. Eu am nevoie de un bine. Medicament bun, care să zic, dom'le, mi-a ajuns o cutie. Haideți să vă spun, să vă explic eu de ce e chestia asta. Păi vedeți, și, omul, vedeți omul. Nu, e o chestie tot de a lua banii. Știți că farmaciile înainte, apotecile astea înainte, erau farmacii individualizate în care farmacistul făcea, prepara tot felul de medicamente. Acum farmaciile sunt în două tabere, opuse, total opuse, sunt lanțurile farmaceutice, în frunte cu catena inimii mele și care este... vizualizată de mii de ori la televiziune și aceste farmacii individuale și cu mine, vasta mea ieftin. Săraca, care face ovule, face asta și care nu poate să facă față concurenței, ea nu poate să deie
un medicament gratuit față de Lant, fiindcă nu-i permite. Vedeți? Ăștia la vândare așa de mare fac chestia asta. Deci este pur și simplu șarlatanie, ce a spus dumneavoastră. Știți ce se întâmplă? Magicienii înșelătoriei sunt la modă acum, așa în este. Toată lumea. Da. În toate domeniile. Ați văzut cum se prezintă un lucru? Eu am mai spus lucrul. Se prezintă un lucru, spune paharul acesta. Da. Costă 4 lei. Zice, da, dacă sunați în 15 minute, costă 1 leu. Da. Cum Dumnezeu și, s-a ajuns la concluzia și, asta. Și vă dăm 2 pahare. Nu, 3. Exact. 3 vă dăm. Da. Vă dăm 3 pahare. Așa. El oricum a câștigat 1 leu la cele 3 pahare, că mi le-a dat mie. Iar fraierul care cumpără pe urmă paharul singur, de acolo câștigă 3 lei producătorul. Deci aici am ajuns să vindem produsele făcute de alții în loc să vindem produsele făcute de noi. Asta este rău. Mai avem un produs made în România? Mai avem ceva produs? Dacă te uiți... Uitați, eu vă dau un singur exemplu. Ceva care să fie și bun și ieftin. Acum a fost mare tevatură cu medicamentele astea pentru copii, pentru... Deci vorbiți de vaccinuri. De vaccinuri. Da. Păi domnule, noi am avut una din cele mai vestite fabrici de vaccinuri. Mi-ați ridicat Institutul ideea. Cantacuzino. Exact. L-am distrus. L-am distrus voit și l-au distrus cu ajutorul străin, deci să nu credeți că l-am distrus cu ajutorul tovarășilor. Cu ajutorul tovarășilor de drum. Încă o dată sunt cozile de topor românești, au băgat banii înăuntru l-au distrus. Unde este naționalismul? Sunt alte lucruri. Uitați, noi am avut fabrici de hârtie. Așa e. Vreo 7 fabrici de hârtie cred că au fost în România. Multe, dacă nu 9. Da, și la Dej nu mai este. Nu știu este, dacă la... mai avem. Nu știu dacă mai avem. Foarte puține. Să importăm hârtie, șervețele și hârtie igienică importăm, nu știu de unde. Și stați puțin să zice șervețele la astea. Asta e treabă de sănătate. Nu mai vorbesc, nu mai există un control. De-aia vă spuneam de acești magicieni înșelătoriei. Așa. Închid televizorul când încep reclamele. Închid televizorul, mă obosește și mă bag în draci. Acești oameni ar trebui opriți dacă statul e stat și se ocupă de cetățean. El ar trebui să spună, domnule, dar nu poți să-ți vinzi produsul numai reclamându-l, atunci dacă îl reclami, atunci reclamă-l cinstit. De exemplu, la noi se vinde vin, am mai spus asta, vin făcut din pastile la marginea viei, din Suceava până în Buzău. La marginea viei este masă cu vin alb și roșu. Și zici, domnule, la marginea viei, în sfârșit, iau și eu un par de vin. Calului. Vin făcut din pilule din Italia. Ei, controlul, da. Controlul alimente și apărătorului omului ar trebui să ia pe ea de fundul pantalonilor și să le verse vinul în șanț, să spună, domnule, cultivă via, fă vin și te las să-l vinzi aici la marginea viei. Da, să fie vin veritabil. Da, să fie dacă vin. Ai greșit, îți n-a iau tot și așa. Exact. N-a vedeți? Exact. Asta nu vede nimeni. Da. Nu spun că într-o zi am intrat într-un mare magazin, că noi nu mai avem magazine românești. Nu mai. Penny știe ce ne trebuie. Da, exact. Penny, Molly, Penny știe ce Lidl, ne trebuie. Dar am intrat și am spus aia ce spuneam, nu știu cine a spus, Socrate, parcă, nu, cred că nu Socrate. A mers la piață și a zis... Câte lucruri de care eu nu am nevoie. Exact, foarte multe. Am început să râdă lumea. Câte lucruri, domnule, stau acolo pe rafturi, pungi cu cartofi prăjiți, cu cartofi. Imaginați-vă cu uleiul ăla în care se fierb cartofii. O să încinde la 100 de grade. Da, dar ăla nu mai se completează niciodată. Ăla rămâne acolo, mai bagă puțin. Astea sunt marile boli. Și copiii noștri mănâncă acei cartofi. Exact.
Noi pe vremuri cartofii băgam înjărate, că acolo când mergeam cu vacile și cu oile, sau înjărate, acolo scoteam și îi mâncam, erau extraordinari. Erau foarte buni, cu coaje, descojei și după aia mâncai natural. Da. Deci statul, cum spune Caragiale, de-aia-i stat. Da, mă, dar aveți sute de tineri, dacă vă uitați și mergeți la mall, la Cluj, să vedeți, ori la podă, sute de tineri cu copii mici care merg acolo, și mănâncă așa ceva. Mizerile și copilul numai aia îi trebuie, fiindcă are substanțele alea care sunt dependente de ele. Spunea cineva într-o zi că toate alimentele astea care sunt interzise se folosesc la creșe și la cămine și la grădinițe. Așa este, păi că le bagă mai ieftin și dacă alimentul este interzis, Dar n-avem din ăla care să fie permis. Exact, că atunci era în regulă, da. E o mare diferență între roșiile cultivate în grădină, dar și aici au nenorocit semințele. Asta este, asta să nu se zică, din ce în ce mai multe semințe de grăbuș și nu sunt așa bune. Mă, ce se întâmplă? Din an în an? Auziți, îi povesteam și să prietenului meu pe drum că nu mai fac bulion de o vreme. Nu mai fac bulion, deși eu o consum foarte mult. E și foarte bun, e și foarte sănătos. Da, dacă ai făcut bulion și bune, bineînțeles. Dar, domnule, pun roșiile la congelat, în ladă frigorifică, nu în congelatorul de la frigider, că acolo... Nu merg. Deci în ladă frigorifică să fie în ladă ca frigorifică, boc, ca care nu are relație cu motorul. Am înțeles. Cu freonul ăla. Așa. Îngheață, o scoți, o bagi în frigider și o lași până dimineață. Dimineața este așa ca o înghețată moale. O tai cu cuțitul și o mănânci cu slănină sau cu carne sau salată. Ca din grădină. Extraordinar. După ce se moaie, pe urmă schimbă puțin gustul. La mâncare e extraordinară. Da. Dar și dacă se moaie, pentru că pielița aia se ia toată, se ia odată. Și dacă se moaie la mâncare sau chiar la salată, o pui peste salate, cu ceapă, domnule, este ca vara. Extraordinar. Deci ați descoperit chestia asta noastră. Da. Eu oricum făceam, puneam roșiile, vezi că vorbim de sănătate aici, da. Puneam roșiile și asta e o metodă foarte bună. Deci pui roșiile într-un borcan, fără sare, fără nimic, fără conservanți, roșiile clădite, le tai în două care sunt mai mari, care sunt mai mici le pui întregi, le presezi bine și încă pui una sus și cu capac o presezi așa și închizi. Și le fierbi în belmarie cam 15 minute. După care întorci odată. La noi se zice îndunzi, da? Îndunzi. Așa. Cam 15 minute. Domnule, dacă capacul este bun și se închide, sunt extraordinari. Și când le scoți și acolo încă care îți mai împârgă puțin, și alea poți să le pui în salată. Dar astea din lada frigorifică sunt geniale. Sunt formidabile. Deci vedeți, dar când văd ardeii ăștia, umflați. Acum am văzut că a apărut la noi un ardei Traian. Traian, trebuie să mai apară unul Decebal și ne-am adunat. Gata, s-a format poporul român deja. Necazul, știți care e? Necazul este că și zarzavaturile noastre se fac tot după metoda hidroponică. V-am povestit metoda hidroponică. Mi-a spus ceva, dar puteți să spuneți pentru gospodinele noastre că n-ar fi rău. Metoda hidroponică de creștere a zarzavaturilor cu rădăcina în apă, în sisteme speciale, așa de halau, de plastic, s-a inventat prima dată în Japonia. Ea n-avea teren, un agronom, cum îi zic ei, agronomist, mi se pare că zic, un agronomist care se numește Shigeo Nazawa. Acest Shigeo Nazawa de la Universitatea Tsukuba din Tokyo, care este cea mai mare universitate din lume, a luat două semințe din aceeași roșie. Una a semănat-o în pământ, normal, cum semănăm noi, și una a semănat-o într-un halău de plastic în apă, unde i-a băgat materie nutritivă, fosfați, nitrați, absolut toate... așa. Substanțele organice. Cea din pământ a crescut de 1,50 m
I-a pus gunoi, i-a pus ce trebuie, nu i-a pus substanțe din astea. Toxice, decât toxice, naturale. Da. A crescut 1,50 m și a făcut 40 de gogonele. Deci ar fi 40 de roșii, care se coc pe rând, că le face pe etaje. Pe etaje și adunțe. Așa. Cea din apă a făcut rădăcina de 3 metri și tulpina de 12. Sigur că au întins-o pe un grătar metalic. Ei, câte gogonele credeți că a făcut o singură tufă? Probabil că mult mai multe. Cam câte ziceți? 100? Nu. 50? 12.000. 12.000? Da. Dumnezeule, Doamne. De unde credeți noastră că vin tirurile de roșii? De acolo. Păi dacă ai un hectar de roșii în câmp, faci o camionetă de roșii. Nu? Da, faci, că nu poți face mai multe. O camionetă. Da, exact. Ei, această tufă care produce 12.000 de roșii, care se și înroșesc automat pentru că seara le stropește, dimineața sunt roșii, da, și le adună, așa. Au reziduri de nitriți, au reziduri de nitrați în ele. Cancer, egal nu cancer. Nu au nici un gust. Am găsit acum, într-o zi, ceva roșii din Spania. Așa, mai crețe, mai nu știu ce. Parcă avea un pic de gust, așa. De dar vreau să vă spun că am ținut una, am găsit-o acum, zilele astea. Deci, astea tot 3 săptămâni sau o lună și tot fost, așa arată. Am ținut, am pus-o în frigider și am pus un borcan ceva în fața ei și n-am mai văzut-o. Și am luat-o acum, am găsit-o cam după o lună și ceva. Exact cum am pus-o. Exact. Asta înseamnă substanțe astropite, înseamnă oricele din grădină, da, într-o săptămână se moaie. Sigur, da, sigur. Da. Deci aici este natura. Da. Vedeți, ca și păcatul. Păcatul nu e considerat neapărat în relație de opoziție cu binele și răul, ci în relație naturală cu moartea și cu viața. Deci, vedeți, natura e natură. Natura e natură. Aici este problema. Credința mea e că trebuie să ne întoarcem înapoi la natură. Trebuie să ne întoarcem înapoi, dar, numai că natura, da. Asta spunea tipul ăsta care povestea cu roșiile hidroponice, acum asta se fac în toată lumea. Da. Așa se face salata, așa se face varza, așa se fac morcovii. Probabil castraveții ăștia aia. Castraveții. Toate se fac cu metoda hidroponică. Da. Deci, uite așa. Ne-a spus o chestie. De-aia castraveții ăștia nu poți să-i mănânci cu coajă, ei trebuie decojiți pentru că sunt stropiți. Sigur că aia intră și în el, degeaba decojești. Mai bine îl mănânci așa, da. Cu coajă, cu tot. Dar noastră spuneți foarte bine, ne întoarcem la natură, dacă ne întoarcem și am mânca așa, credeți că pământul ăsta, suntem aproape 8 miliarde, ar întreține mâncarea întreține, la atâți oameni? Întreține. Și atunci de ce este foamete în lume? De ce este atâta foamete în lume și mor oameni? Ca să câștige oameni? Cei care le fac, pentru că ei jumate din roșiile astea le aruncă. Am înțeles. Le aruncă? Sigur. Pur și simplu le aruncă. Ca sigur. Să, decât să vedea la care nu are nimic să mănânce, să nu moară de foame, le aruncă. Așa fac și cu cafeaua, așa fac cu toate. E groaznic. Ceea ce spuneți deci este omul nu face lucrurile astea ca să hrănească populația, pentru că omul ăla sărac care nu are bani, el nu-și cumpără roșii iarna, el abia își cumpără o pâine și un lapte pentru copii. Pentru copii, sigur că cumpără da. Numai ăla care are bani. Sigur că da. Cireșe, am auzit cireșe, iarna cireșe. Costă nu știu câte. 3 cireșe, 10 lei. Exact, și ceva de speriat. Mi se pare puțin cam mult, nu? Da, sigur că da. 3 da, lei o cireașă. Da, pe un kilogram. O cireașă care, îți scădea în praf. Și nu. Deci vedeți, toate astea sunt făcute pentru câștig. Toate astea sunt făcute pentru omul decăzut. Omul care a uitat de Dumnezeu, care a uitat de sine, care a uitat de legile naturii. Legile astea ale naturii care le-a făcut Dumnezeu pentru armonia universului, astea se răzbună. Așa este. Știi ce spune înțelepciunea orientală? Legile făcute pentru armonia universului nu trebuie nici să le schimbi, nici să umbli la ele. Am să vă spun o poveste care este foarte sugestivă. Din învățătura orientală.
Zice că un om avea o grădină de zarzavat și și-a făcut o fântână și a săpat un șanț. De fapt, săpa șanțul de la fântână, să scoate apa, să o pună în șanț și apa să se ducă la, la legume. Și a trecut un filozof și a spus: domnule, de ce te chinui să sapi șanțul ăla? Zice, ca să pună apa să meargă la legume. Și o scoți din fântână, te chinui să o scoți cu găleata așa. Domnule, este o mașină care o scoate automat. Nu mai trebuie să te chinui dumneata. Și omul s-a supărat. Zice, dar de ce te-ai supărat? Zice, domnule, dumneata nu mă înveți bine, pentru că mașina e vicleană. Și dacă voi folosi mașina, ea va băga viclenie în lucru meu. Și dacă în lucru meu va fi viclenie, va fi viclenie și în inima mea. Și dacă în inima mea va fi viclenie, eu nu pot să fiu curat la suflet. Și dacă nu sunt curat la suflet, eu nu pot trăi cu Dumnezeu. Du-te, vezi de treaba dumitale. Lasă-mă pe mine să mă chinui, să scot apa din fântână, ca să pot să trăiesc cu Dumnezeu. Da. Domnule, extraordinar. Este extraordinară povestea. Da. Adică... este extraordinară. Ai văzut? Mașina are viclenie. Mașina merge grozav, te duce cu familia în vacanță, dar te trântește și de un copac. Da? Poți să și mori cu mașina. Da. Deci, vedeți? Aici este problema. În timp ce natura... nu se face mare lucru decât... decât când e răzbunătoare. Când e cum răzbunătoare. Se răzbună acum pe noi. Se răzbună pe noi. Bani de ploi, bani de inundații. Păi ne dă ploi, da. Ne dă ploi, dar dacă noi de 30 de ani n-am făcut digurile acolo unde trebuie să le exact, facem... Exact, asta e o problemă. Nu vedeți? Problemă, da. Vedeți? De, vedeți cum se leagă lucrurile între ele? Dar sunt foarte multe povești din astea cum, de înțelepciune. De exemplu, în China sau în Japonia, chiar și în India, dar mai mult în China. Domnule, împărații și copiii lor urmau școli speciale de educație ca să înțeleagă omul, ca să știe să vorbească cu omul, ca să știe să îl înțeleagă și așa mai departe. Deci ei nu trebuie să fie nervoși, nu trebuie să fie distanți. Erau școli speciale care îi pregăteau pentru aceste lucruri și numai atunci ajungeai să ocupi un asemenea. Aceeași treabă și comandanții militari. Ei trebuiau aleși din oameni care aveau anumit temperament și așa mai departe. Este o poveste, îți mai spun una care e superbă, că-ți mai... știi pe unde a intrat rău în lume, pe ușa pe unde au fugit poveștile. Interesant. Ce frumos, da. Și cum? Deci, aceste legi universale lăsate pentru armonia Universului erau în relație cu datinile și obiceiurile oamenilor. Deci, omului nu-i trebuia lege. Nu-i trebuia lege. Acul păcatului este legea. Deci, în momentul când a venit legea, atunci a apărut păcatul. Că spune, eu nu știam ce am n-a pofti până când mi s-a spus să nu poftesc. Da, deci credeți că a fost înainte de cele 10 porunci, păcatul nu, a intrat după păcatul original? Cele 10 porunci s-au dat când omul era deja căzut în păcat. Era deja în păcat, sigur. Deci, deci nu s-au dat lui Adam. Da, exact. Nu s-au dat lui Adam, s-a dat poporul evreu. Lui Adam, i s-a dat numai cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu a fost primul organ de simț al omului, a fost auzul. Deci omul a auzit cuvântul lui Dumnezeu. În momentul când a greșit, că acum vezi că fac o paranteză. Nu, vă rog. În momentul când a greșit, când a încălcat porunca divină, omul, prin acest păcat, în limba germană, păcat se spune Sünde. Sünde înseamnă despărțire.
S-a despărțit de Dumnezeu. S-a despărțit de Dumnezeu, clar. Dar s-a despărțit și de el. Pentru că el, căzând în moarte, fiind pedepsit de Dumnezeu, el n-a mai auzit cuvântul lui Dumnezeu și a început să audă cuvântul pământului. Deci urechile s-au format după cuvântul pământului, care nu e același cu cuvântul lui Dumnezeu. Sigur, aceeași treabă a fost, altă sonoritate, aceeași altă... treabă a fost cu vorbirea. Cu vorbirea. Cu vorbirea. Pentru că te-am auzit că spuneai de Enoch. Da. Se spune, vezi că fac paranteză un pic mai lungă și, nu că avem timp. Și vin la poveste. Da. Se spune că sufletul lui Adam, sufletul adamic, sufletul acela care l-a însuflat Dumnezeu, Dumnezeu nu i l-a mai dat lui Adam când a căzut în păcat. Sufletul acela a rămas în cer. Și din când în Eden, a rămas în Eden, în cer. El era un Eden. Da. În Eden, da. A rămas la Dumnezeu, a rămas la Dumnezeu. Așa. Ei, din când în când, Dumnezeu când vede că omul se prăbușește, îi trimite un spirit pe care îl încarcă și îl inspiră cu sufletul adamic. Și așa a fost Enoch. Că te-am auzit că ai vorbit despre Enoch. De și să știi că Enoch a fost jet. Deci din în actuala Geția. Ei l-au făcut evreu. Am înțeles. Dar el deci a fost jet. Da. Așa. Și Enoch a fost alesul lui Dumnezeu și vorbea cu Dumnezeu și Enoch a dat oamenilor cuvântul. Am înțeles. Cum dumneavoastră a spus că s-a pierdut acea ureche adamică ca să iei legătura cu Dumnezeu. Da. Cum i-a dat lui Enoch dintr-o dată, prin ce mijloace i-a dat din nou să laudă pe Dumnezeu, fiindcă vorbea cu Dumnezeu? Pentru că l-a inspirat cu sufletul adamic, cu sufletul primar. Ăla care auzea. Ăla care auzea cuvântul lui Dumnezeu. Acum am înțeles perfect. Așa. Cred că am înțeles. După și Enoch, telespectatorii a fost o altă, că a fost Atlanteea, perioada Atlanteei. Da. După Enoch, Dumnezeu a trimis sufletul adamic într-un alt mare înțelept al lumii, în Krishna. Înțeleptul Krishna din India. Din India. Era de unde au rămas toate cărțile acelea de învățătură secrete, Vedele, Upanishadele, Dhammapada, Cartea de Căpătâie a Budismului. Deci, și Krishna a fost inspirat de sufletul lui Adam. A auzit cuvântul Domnului. Iar al treilea a fost Buddha. Iisus. Iisus, nu. Buddha nu. Buddha nu. Buddha nu. Buddha nu este sfânt. Buddha este un, nu este, un este luminat. Un luminat. Buddha a ajuns la iluminare, dar nici ei nu-l consideră sfânt. Și Moise? Că totuși Moise a auzit cuvântul Domnului. Moise l-a auzit, și văzut pe Dumnezeu, l-a văzut în rugul acela, în rugul acela veșnic, dar a prins. Dar și Moise a fost un legiuitor. Așa este. Deci dintre Hammurabi, Solon, Moise, sigur că Moise a fost cel mai mare, Solon a fost cel cu legile acelea dure, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, care erau foarte dure, dar până la un loc erau bune. Exact. Da. Așa, pe urmă a fost Moise, dar Moise a dat poruncile când omul deja era decăzut, de-aia le-a dat. Deci legea s-a dat spre nelibertate. Nu spre libertate, spre nelibertate. Da, așa este. Pentru că legea este duplicitară. Legea spune ce să faci, dar nu spune, legea spune ce să nu faci, dar nu spune ce să faci. Ce să faci ca să nu faci. Da. Da, nu spune. Și legea nu schimbă natura omului. Natura omului este biciznică, este mizerabilă. Dar dacă legea îmi spune să nu fac un lucru, ca la un copil, zici, domnule, nu faci, nu pune mâna eu acolo. Eu tot mă gândesc la lucrul ăla. Exact, și tot îl fac până la urmă. Și tot îl fac așa până este, la urmă, așa vedeți? Este, deci e perfect. Deci aici da, este, dar este. Adam n-avea nevoie de legi, pentru că el avea sufletul acela în care înțelegea cuvântul lui Dumnezeu, până când lumea s-a deteriorat. Și atunci au venit legile.
Și vreau să spun o treabă, apostolul Pavel, și cu asta vin la poveste. O întrebare înainte. Da. Cain avea sufletul ăla adamic și nu, Abel. Nu, deci nu, Cain nu, și Abel nu aveau. Nu, nu, nu aveau. Ăștia au avut. Ăștia au avut. Ăștia, adică a avut Enoch, da, a avut Krishna și a avut și Isus. Da. Isus. Deci erau totuși din religii diferite, nu, ce Krishna n-a puțea de poporul evreu. Nu contează, că religia dar... era una, Dumnezeu exact. E unul pentru exact, toți. Exact, așa este. Așa este. Religiile astea n-au făcut decât să introducă, cum să spun, unilateralitatea. Da. Deci fiecare religie are o unilateralitate și chiar o cum îi spun, un fanatism. Un fanatism care nu e bun. Fanatismul... Iar, ce se iar în decursul cu... istoriei și a veacurilor, cruciata, religiile cu... au făcut foarte mult rău omenirii. Așa este. Noi creștinii cu cruciatele sub umbra lui Dumnezeu. Da, așa este. Sub umbra Dumnezeu l-au ars pe rug pe Galileo Galilei, așa. Pe Giordano Bruno și așa mai departe. Da, așa este. Dar nu vreau să intrăm în treburile. Acum, dacă unul dintre zeii mei preferați, că îmi plac, citeam legendele Olimpului și da. Erau foarte frumoase, da. Este Pallas Athena, care avea o lance și un scut, știți cum era, într-un echilibru da. Perfect, după cum se știe... A războiului. Da, nu neapărat războiului, fiindcă, zice din mitologia, lancea putea să facă și bine și rău, da, adică să putea și ucidea și putea și purifica. Dacă ați avea dumneavoastră această lance, sigur că n-ați ucide, sunt convins, dar ce ați purifica în România actuală? Să știți că lancea este și în cuvânt. Adică cuvântul poate deveni lance. Exact, foarte puternic, da. Foarte puternic. Deci ce ar trebui schimbat la noi în această țară ar fi schimbată mentalitatea oamenilor. Prin cuvânt. Și poate și prin lance. La noi, de exemplu, e o luptă extraordinară pentru a crea condiții pușcăriași. Dom'le, și asta e cu două tăișuri. Pentru că Dostoievski spune un lucru extraordinar. Zice, omul trebuie să se purifice prin suferință. Și numai așa se purifică. Să știți, prin suferință. Prin suferință, da. Deci suferința religia înseamnă, noastră... Înseamnă să intri într-o închisoare, să fii bolnav da. Și suferind, nu? Deci asta e suferință. Acolo, uitați, am auzit într-o seară un... tip de, că închis la pușcărie da. De foarte mulți ani, avea 25 de ani și mai are 8, mi se pare. Și spune, domnule, am suferit aici, n-aș mai face așa ceva ce am făcut. Și a omorât nevasta, nu știu în ce condiții, că n-am luat de la început. Dar a zis, n-aș mai face. Am văzut că dar mi-a trebuit această experiență. Deci lumina trece prin întuneric. Este. Și atunci omul care e închis la pușcărie își pierde omenia. Pierde omenia, e adevărat. Ca și bolnavul la spital. El când vine, el este un număr într-un salon. Doctorul zice, mă, ăla cu diabetul din 6. Da, probabil că așa în general, zice, domnul, în general, doamna Cutare mai zice, și, domnul Ionescu, da, 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 dar sigur că zice o treabă de politețe. Da. Dar în general, doctor între ei, așa da, vorbesc. Așa vorbesc, cu boala. Deci iau un obiect exact. Care este al bolii. Da, așa ei, este. Aceeași treabă este și la pușcărie. Da. În momentul când ai ajuns acolo, înseamnă tu ai făcut o fără de lege. Făcând o fără de lege, tu trebuie să-ți recuperezi sufletul. Și sufletul nu se poate recupera decât prin suferință. Dacă pușcăria este mai dură, atunci omul nu merge acolo ca la băi. Așa vreau este. Să vă spun un lucru. Noi trebuie să luptăm să nu ajungă oamenii în pușcărie. Asta este cea mai bună idee pe care... Aici este necazul deci, țării noastre. Domnule, stai puțin, de ce să-l bag în pușcărie? Că fură o găină și săracul n-ai ce mânca, copiii bag în pușcărie. Și ăla care fură miliarde, ăla nu suntem face. Tot. Fă, vă așa, spun încă pare, ceva stat, imediat. Ba, merge și... Deci, domnule, trebuie lămuriți oamenii să nu ajungă acolo, adică să li se formeze o oarecare conștiință. Comuniștii au încercat să facă oarecare conștiință. Așa este. Și au reușit așa până la un loc.
până da, la un loc... Dacă nu era, omul, dacă era libertate mai mare. Să știți că omul în vremea comuniștilor a fost mai temător de Dumnezeu decât acum. Așa este, fiindcă frecventa biserica, mergea la biserică, da. Mergeam la colindat, da, la profesor, absolut. Și dacă unii profesori ne lăsau... O să vorbim dacă da. Avem timp și despre Paști, dacă așa. Mai avem timp. Okay, avem. Dar asta vă spun. Ce s-a întâmplat? Deci, domnule, ajută-l pe om să nu, să nu meargă la pușcărie. Exact. Și atunci vor fi mai puțini în pușcărie și vor avea condiții mai bune. Mai bune. 4 metri de pătrați, păi, aer, atât. Da. Dar dacă pușcăriile sunt pline. Da. Noi nu... De-aia v-am spus de legile care le-a lăsat Dumnezeu. Este o lege care se numește legea cauzei și efectului. Așa, este exact. Legea fundamentală a existenței. Și în medicină este același lucru. Legea cauzei și efectului. Este clar. Orice lucru și orice fenomen complex are o cauză. Și datorită acelei cauze, el va și dispărea. Deci mecanismul încetării este incorporat în sistem. În sistem, sigur. În sistem. Așa este. În momentul când copilul se naște, Dumnezeu știe exact când va muri. Peste 3 ani, peste 12 ani, peste 100, sau peste de, 100 ani. De ani. Deci, asta este o lege a naturii, cauza și efectul. Ei, noi ce facem? Și cu medicamentele? Noi încercăm să vindecăm efectul. Nu, domnule, trebuie să vindeci cauza. Mie mi se spune așa, te doare stomacul? Ia pirula roșie. Da. Ai arsuri? Ia pirula albastră. În loc să zică, bă, ce ai mâncat aseară? Crem vuști. Bă, nu mai, nu mânca, mai mânca. Exact. Și nu iai nici pilula. Exact, exact. Dar eu pierd care fac pilulele. Pierd mult, da. Așa păi, este, păi așa vedeți. Este. Da. Mai este, am discutat, că e interesantă discuția. Dacă am discutat, intrăm în discuții, da, apoi da, intrăm da, în da, lucruri mai complicat. Am discutat în primele două emisiuni de ceva despre Balada Miorița și Meșterul Manole și atunci, sigur, le elogiam și așa mai departe, dar încă o dată spun, eu dacă aș avea puterea să schimb mitul ăsta Miorița, știi ce aș face? I-aș pune în mână ciobanului moldovean un paloș să se lupte pentru viața lui și să facă ceva, fiindcă prea mult, prea multe lucruri de resemnare asta veșnică a poporului român, lasă că e așa, lasă că e așa, lasă că vine ăștia, zice, noi întotdeauna ne-am resemnat, nu credeți că ne trebuie o altă însușire morală până când? Da, da, aici, până când? Aici este problema. Poporul român suferă de lipsă de educație și de cultură. Asta este fundamentul răului din societate, pentru că ducem o viață total greșită. În ce mâncăm, în ce bem, în ce gândim, în ce relații sociale avem și în ce credință avem, în ideile spirituale. Exact. Deci nu mai știm cine suntem, de unde venim, unde mergem, ce-i cu noi. Mă uit la oamenii ăștia care conduc la această oră România. Eu nu i-am auzit niciodată pe ei vorbind despre o floare. Sau nu i-am auzit niciodată vorbind despre dragostea de patrie, despre patriotism. Da. Ba din potrivă, au votat în Senat să nu se pună steagul. Că așa vreau prietenii noștri maghiari, da, să nu se pună steagul acolo. Domnule, am văzut într-o seară o emisiune care m-a... Un frate de-al nostru, de cetățenie română, dar de naționalitate maghiară, spunea în fața țării, eu n-am nimic cu sărbătoarea voastră națională. Am văzut eu. Dom'le, dacă ai spune așa ceva în Ungaria, Carlișa, te belește și spune sare. Așa este. Iar toți românii stăteau și admirau ce frumos vorbește fratele nostru maghiar. Așa este. Zice, noi respectăm steagul. Păi dacă respecti steagul, de ce nu l-ai afișat? Deci l-ai afișat alt steag, care nu are nicio legătură cu țara asta. Pentru că voi aveți toate drepturile. În toate țările, domnul doctor. Cele mai multe drepturi. Domnul le-au. Doctor, da. Am fost acum în America, nu știu, a 6 ore, nu știu câte ori. Acum, câteva luni. Așa.
Am întâlnit un tip acolo care era căsătorit cu o chinezoaică. Și copiii mergeau la școala chineză. El era român. Și am zis, domnule, dar de ce merg la școala chineză? Zice, pentru că școala chineză e numai până în clasa 4. Din clasa 4, așa sunt toate școlile în limbi străine din America. Până în clasa 4. Până în clasa 4 inclusiv. Dintre a 4-a, haos. De 7 ani. 7 ani. 3 ani de grădiniță, 4 ani de școală. Școală. De acolo în sus se învață în limba engleză, în limba deci, americană. Adios, numai. Ei, dacă am face și noi așa, a zice că suntem reacționari, uite da, la ăsta, naționali, hipernaționali. Da, exact. Ei, pentru că nu facem așa, suferim. Că așa trebuie făcut. Și așa trebuie făcut și cu românii care sunt în Italia sau în altă parte. Limba română până în clasa 4, din clasa 4 limba italiană. Că trăiește în Italia sau în Spania sau în... Eu nu sunt împotrivă, dar în 7 ani, dacă ai făcut limba română, o ții minte toată viața. Sigur că, absolut. Și atunci se învață limba adevărată. Da, în primii 7 ani. Dar vedeți? Exact, exact. De ce nu facem și noi așa? Păi nu, noi dacă avem doi polonezi, unul e în Parlament, unul e în Camera Deputaților și unul e în Senat. Vedeți? Așa este. Pentru așa că este. Nu știm să ne organizăm. Nu mai sunt români în țara asta, domnule. Nu știu dacă sunt români. Știți poezia aia lui... De când am mai avut lui Păunescu? Știu multe poezii ale Păunescu, dar spuneți-o. Capul lui Mihai Viteazu de la Torda se ridică și întreabă de ce țara a rămas atât de mică. Și câmpia Tordei tristă îi răspunde lui cu jale, fiindcă astăzi duce în lipsa capului măriei tale. Nu mai condamnați străinii că ne taie domnitorii, că intimidează țara cu guverne provizorii. Eu atât aș vrea să știu, arătându-ne obrazul, totuși unde au fost românii când a fost tăiat Viteazul? Nu voi folosi o travă pentru niciun fel de basta, totuși unde au fost ai noștri? Și atunci, și în vremea asta, cum să ajunge până la gâtul domnitorului de țară dacă nu strădări acasă lângă ura de afară? Capul lui Mihai Viteazu n-a răsat numai cu trupul. Nu contează că străinii nu au niciun fel de scrupul. Eu de o singură întrebare mă scârbesc și mă mai mânii. Totuși, unde au fost românii? Totuși, unde sunt românii? Doamne, e extraordinar. Asta e numai una. Numai una și are sute. Adrian Ponescu este... Domnule, unde au fost românii? Unde? Unde au fost? Acum? Vă spun eu unde au fost. Da. Acolo, la Trădare, așa au făcut și cu Horia. Horia ar trebui sanctificat dacă noi am fi o națiune serioasă. Așa ar trebui este. Sanctificat, pentru că Horia este un martir mondial. Domnule, să mori distrus de roată. E o chestie groaznică. Cred ia că... o poezie tu, dar nu da. Ți-o mai spun acum, da. O spun altă dată. Da, vă rog. Domnule, să fii distrus, cum zice pe noi, să fii martor morții tale lente. Morții tale lente. Să te distrugă cu roata de la degetul mic până la creier. Ați văzut de ce e în stare omul? Da, așa este. Cum poate să decadă omul? Și domnii aceia care l-au omorât pe Horia, ăia și astăzi ne omoară în continuare. Asta e o problemă. Și ne spun ce trebuie să facem. Iar noi stăm și discutăm. Mâncăm Bun. Din cărucior. Aveți dreptate, dar să rămânem tot aici. Suntem... membră a Uniunii Europene, această mare instituție da. Care nu știu dacă e cum să o mai numesc. Este bine, este bine, dar
în continuu noi dăm din suveranitate. Deci bucățică cu bucățică, în fiecare zi, în fiecare an, se rupe puțin din suveranitate. E bine să fim membri și în NATO, și în Europa, și în tot. Dar cu demnitatea noastră, așa cum sunt polonezii, așa cum sunt cehii, așa cum sunt chiar și ungurii. Ungurii, da. Nu, da. Dar ungurii au o chestie extraordinară. Na, vedeți. Mă, să știți că pe străzile maghiare, acum, ultima dată când am fost, erau poze cu senatorul ăsta a lor, care era, spunea, este pericolul numărul 1 a Ungariei. Eu când am... Cu da? Sereș, da. Deci pe toate străzile. Deci mi-am făcut cruce. A, ăsta, Sereș. Da, Sereș, da. Pericolul numărul 1. Deci iată că totuși ei sunt în stare să facă chestia asta. Ei noi sunt. Nu suntem în stare să ei facă sunt, chestia noi așa. Nu suntem. Da, așa este. Ei au mers și au... acoperit statuia lui Eminescu și au acoperit ambasada română. Noi, dacă facem ceva, sunt naționaliști, români, exact, ne omoară, exact, ne omoară. A renunțat la, tezaurul Gojdu, pentru ce? Pentru că nici un popor, cred că nu are un cântec cum avea la noi, suntem români. Noi suntem români. Noi, domnule, noi suntem aici stăpâni. Nu mai are și prima parte. Pentru că noi avem niște poezii superbe pe care nu le mai cultivăm, că tinerii nu mai știu nici cine a fost Eminescu sau Coșbuc. Sau... A, bine, asta... Vorba aceea, capul ce se pleacă, sabia nu-l taie. M-am săturat de vorba asta. Iar o urmare, da. Rândul al doilea, versul al doilea, dar cu umilință lanțul în convoie. Exact. Deci noi nu mai spunem și partea asta. Exact. Spunem numai prima parte. Prima care ne convine. Capul da. Ce se pleacă. Da, da, da. Sunt multe lucruri. Da. Adevărul este că ne-a bătut Dumnezeu să ne merităm oamenii care conduc această țară. Așa este. Aici e necazul. Eu nu vreau să vorbesc despre nimeni. Nu mai, sigur, nu mai vorbim de... Nici de rău, nici bine, dar nimeni nu mai vorbește de țară. Da, de țară. Toată lumea vorbește de DNA, da, de Codruța de și da. Să s-o distrugem, să s-o distrugem pe doamna Codruța, da. Să nu mai știe dosarele care da, cui... Da, s-a terminat, da. Asta domnule, este. Domnul, țara, cu asta mai spun, gata, ieșim din politică. Da, haide, deși haide, totul e politic. Da, totul e politic. În țara asta se fură miliarde și toate dosarele sunt făcute. Nimeni nu răspunde, nimeni da, nu-i poate. Și totul se prescrie. Hai da, să prescrie, ok. Dar ca nu, actori, nu vreau să discutăm. Da, sigur, haideți să trecem. Cred că s-au săturat subieții spectacole. Ca actor a sărit în cultura socialistă și a făcut în socialist foarte multe filme, dintre care a jucat rolul lui Băloso din Moromeții, al lui Marin Preda. Am auzit acum, nu știu dacă e adevărat, că se va face o continuare al lui Moromeții. Cred că s-a și făcut. Și-a făcut și n-ați luat niciun rol, nu vă dat ăștia niciun rol. Păcat. Păi de, era o chestie extraordinară. Nici lui Rebenciuc. Rebenciuc, nu știu dacă... Nici eu, nici Rebenciuc. Da, da. Păi doi monstri joacă care trăiesc și să nu se facă mic Moromeții. Regizorul Stere Gulea care a făcut, da. Am înțeles că e și gata. Da. Cu o distribuție mai ciudată, nu pot să spun o părere până nu văd. Da, până nu vedem filmul, să vedem. Se poate întâmpla să fie foarte bine. Mă îndoiesc că egalează vechiul film. Pentru că se poate să aibă legătură, se poate să n-aibă legătură. Adică am înțeles că e mai mult dezvoltarea băiatului ăla care ajunge iar Moromete. Da. Lui Tudor, să-l cumpăr. Da, da, deci ajunge în da, capitalist ceva, și face... Nu știu, da, nu, am nu, înțeles, nu, am nu, înțeles. Nu, bun, deci nu. Îmi pare rău că era o chestie frumoasă. Dintre rolurile astea care le-a jucat, rolurile astea vă influențează și în bine și în rău, fiindcă ființa umană este un amalgam de bine și rău. Nu poți să zici că numai face numai bine, face că toate și rău. Vă influențat în rău un rol din ăsta pe care l-ați avut? Nu. Eu am făcut foarte multe roluri negative. Știu că de asta vă și întreb. Dar nu. Pentru că negativii sunt mai simpatici decât pozitivii. Așa. Un negativ, dacă nu are șarm, el nu poate activa. Așa este. El trebuie să aibă șarm. Cât v-am urât eu când m-am văzut filmul când ați fost Dumnezeu și zice uitați-vă la un comandant de-al nostru
ce zâmbet are, cum zâmbește tot timpul, niciodată nu se enervează, niciodată nu. Cum zicea Eminescu, cu evlavie de vulpe, ca în strane stau pe locuri. Există, da, așa este, așa este. Hai să vorbim puțin, că putem vorbi de Paști, am înțeles că vreți să vorbiți și de Paști. Haideți să vorbim un pic între, că de asta v-am chemat și la emisiunea asta, despre dacă există o asemănare între medic și actor și dacă vedeți această asemănare. De exemplu, eu vă dau un exemplu, rolul limbajului vorbit atât de actor cât și de medic contează foarte mult. Eu zic că limbajul folosit de actor pe scenă contează extraordinar de mult și limbajul folosit de medic, fiindcă și medicul trebuie să vorbească cu bolnavul pe limbajul care îl știe, la educația pe care o are. Și noastră trebuie să faceți teatrul ăsta sau asta pentru marele public, nu faceți numai pentru relația, elite. Relația... Deci, în ceea ce privește limbajul. Relația nu e aici fundamentală. Relația este că amândoi vindecă. Unul vindecă trupul și celălalt vindecă sufletul. Aici este. Ce se întâmplă? Răspunderea este aceeași și la unul și la celălalt. Pentru că un suflet îndreptat pe o cale greșită, ca și o boală vindecată greșit, duce la suferință. Așa este. Și din acest punct de vedere, sigur că este o relație, numai că sufletul, din păcate, nu se vede când e bolnav, deși durerea este mai mare la cei bolnavi de suflet decât la cei bolnavi de trup fizic. Da, așa fizic. Este, bolile psihice, sigur că este. Este. Acum, artistul a fost făcut cu un rost. Teatrul a fost făcut cu rostul de a potoli patimile oamenilor. Ori teatrul modern răscolește patimile, nu le potolește. Face exact invers. Din cauza asta nici nu... Nu mai primiți roluri din astea la... Nu, dar lumea nici nu mai cuplează la filmele astea noi. Vedeți că cuplează mai greu și școlile de artă sunt mai ciudate și festivalurile sunt mai ciudate și... În toată lumea este o cădere, este o cădere culturală. Iar societatea capitalistă este o societate în care cultura și educația nu sunt lucruri prioritare. Aici este prioritar stăpânirea mijloacelor de producție și preluarea profitul, puterii politice. Preluarea puterii politice, atunci poți să faci. Cum zicea Marx, o altă junglă în care cei puternici sunt ajutați de lege. În jungla naturală, cei puternici sunt ajutați de puterea lor. De-aia și speciile își aleg pe cel mai puternic, mascul sau așa femelă, este, da, așa unde este. Sunt femele, cum le zice, care ele conduc. Așa. Acolo totdeauna se alege cel mai puternic exemplar. Da. La noi nu. Noi îl alegem pe cel mai slab, cel mai mincinos, cel mai fățarnic, cel mai ordinar. Pe el îl ascultăm, care îl vedem că ne minte în față și totuși îl alegem din 4 în 4 ani. Da, de? Interesant. Interesant. Da, este un fel interesant, de psihoză pentru colectivă, că omul trăiește ce se întâmplă? Cu speranța și uită. Da, asta e o problemă mai complicată să discutăm. Da. Însă relația asta dintre medic, dintre artist, dintre în special psiatria, da, și celelalte, că ele țin de un comportament natural. De un comportament natural. Și țin de ceea ce spuneam, de cele două contradicții fundamentale ale existenței, viața și moartea. Așa este. Să știți că și noi medicii câteodată suntem mari actori.
Știți de ce? Știu. Fiindcă vorbim pacientului și trebuie să-i facem, să-i spunem o veste foarte proastă, că ai o bolă incurabilă. Da, sau, da. Cea, toată lumea vedeți, noi nu în alte țări se spune. Se, la noi se spune, dar să uite la tine, îți vine să da. Îți rupe sufletul. Să intri în pământ. Și atunci, da, și atunci încerc să... Dom'le, este așa, este o mică informație, o vedem noi, poate nu este așa, deci... ca și, deci puțin da, mințim, poate minciuna este și minciună bună la noi. Pentru că da. în înțelepciunea orientală se spune că boala intră prin minte și iese prin minte. Exact, exact. Să știți că sunt, eu am cunoscut oameni care s-au vindecat de boli prin credință. Există, credința, este clar. Credința este de două feluri. Da. Credința este de două feluri. Că aici, vezi, nici biserica... Nu explică ce, tot da, cum ar trebui. Așa. Credința este de două feluri. Este credința asta care ține de dogmele religioase, aia de spunea Iisus, credința ta te-a vindecat. Este credința ca formă de cunoaștere prin care poți să obții revelația lui Dumnezeu. Deci poți să ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu prin credință. Deci credința, de exemplu, Sfântul Ioan Apostolul spunea că credința este o vedere. O vedere. Trebuie să vezi ceva care altfel nu vezi. Apostolul Pavel vorbește de vorbirea care aude și de auzul care vorbește. Asta a fost când a fost întâmplarea lui cu lumina la porțile Damascului. Așa este. Când a fost inițiat. Deci vedeți, asta e a doua credință, credința ca formă de cunoaștere prin care omul devine mai bun. Aici ajunge la conștiință. Pentru că el se ferește, pentru că ajunge la adevăr. Și în momentul când ajunge la adevăr, ajunge și la libertate. Și în Evanghelie este un cuvânt care spune căutați adevărul și vă va face liberi. Iar Nichifor Crainic, care se ocupă de libertate și vorbește de cele două forme de libertate preluate de la Sfântul Augustin, libertatea primă și a doua, vorbește de a doua libertate care este libertatea adevărului găsit. Deci aici este problema societății noastre. Am înțeles. Minciuna. Am înțeles. Minciuna, da. Minciuna. Atâta timp cât trăiești în minciună, atâta timp, cum a zis ăla cu grădina, da, nu poți trăi cu Dumnezeu. Da, așa este. Valoarea omului este foarte mare, sigur, este inestimabilă, dar un biochimist celebru și-a făcut un calcul, zice, domnule, un om costă cam 6 miliarde de dolari. Da. Și spune cam 245 de dolari gramul. Și spune prolactina, hormonul important, costă 17 miliarde, foliculina, 4 miliarde. Deci iată că avem, dar mintea, dar intelectul, astea nu le mai punem că costă. În primul rând nu știm ce sunt. Nu știm ce sunt, da. Asta este... Noi, de exemplu, nu știm ce-i mintea, aici este. Exact. Da. Mai o discutăm în alte emisiuni. E destul de greu. Nu ți le spun chiar toate chiar acum. Chiar pe toate acum, da, da. Sigur că sunt mari, să zicem, artiști, de exemplu, Brâncuș, știați că Brâncuș, lucrând la coloana infinitului sau coloana infinită, corect, coloana infinită, zice, da. Astăzi la Târgu Jiu și am văzut-o și eu și o vedem, a fost, eu spus, domnule, pune ceva acolo pe sus, pune ce să bai, pune un conducător, pune un mare, și nu, domnule, eu pun pe Dumnezeu. Și n-a pus, nimic, a pus pe Dumnezeu. Da, și rămas. Și a rămas așa. Noi, medicii și noastră artiștii, câteodată trebuie să punem pe Dumnezeu, fiindcă numai pe El îl avem. Câteodată în lupta asta, între boală și moarte și lupta noastră ca să edificați un personaj, să intrați în pielea lui și să îl dați să transmiți un mesaj, mesajul ăla, că mesajul ăla trebuie transmis ca lumea, avem nevoie și de Dumnezeu. Asta este. Care este condiția artistului acum, la ora actuală? Ați văzut, condiția artistului este destul de precară, în sensul că
pensii foarte mici. Condiția artistului acum în societate s-a transformat total. Dintr-un apostol laic sau dintr-un propovăduitor laic, artistul a devenit un instrument de divertisment. Da. Și vedem ce se întâmplă pe ecran și pe asta. Deci el mai face câte o reclamă unde minte și învață greșit. Cum așa spus, este. Ați văzut. Avea învață greșit. Avea ăsta, Mircea Crișan. Mircea Crișan, am auzit că a murit Mircea Crișan. Mare comic. Mare. Și avea o poveste superbă cu un tip care merge la striptease. Un tip la Paris merge la striptease. Să vadă și el. Da. Și vine o fată, zice, vine o fată cu niște umeri mici, așa, și ți era mai mare mila, știi? Da. Și începe să se dezbrace. Și mă rog, spune el cum se dezbracă. Își scoate tot și pe urmă se-și scoate mănușile. De-aia zice, nu poți merge cu un copil, că învață greșit. Foarte fain. Foarte fain. Ei, așa e și cu la noi. Da. Ce se întâmplă? Domnul doctor, eu vă spun, eu înțeleg și pe doctor, eu înțeleg și pe artiști. Ce se întâmplă? Un doctor ar trebui să aibă o viață liniștită ca să poată să-l asculte pe bolnav. Exact. Să aibă mai puțin bolnavi. Bolnavii să fie mai puțin irascibili. Pentru că, vedeți, apostolul Pavel, așa, da, să continuă treaba asta. Da. Și atunci și el e om. Și el e om. Exact. Și nu se poate stăpâni. Pentru că de multe ori o vorbă bună spusă celui la care momentul bolnav, potrivit, face mai mult decât medicația. Orice medicament și chiar decât bisturiu. Noi doctori aveam așa, cuvântul, medicamentul și bisturiu. Exact. Mai avem altceva? Exact. Nu, exact. Astea trei sunt. Dacă astea le folosim. Apostolul Pavel face o legătură între doctor și Iisus. Păi a fost cel mai mare doctor. Și el spune așa, s-a numit vindecătorul sau tămăduitorul, nu? Da. El spune așa, dom'le, un om când simte că e bolnav, se duce la doctor. Dar el nu merge la doctor ca la un om, ci el merge la doctor ca la un doctor. Adică așteaptă ceva, vindecarea, să-l deci vindece. Care e cel mai bun produs? A vindeca. Are încredere deplină. Exact. Omul. Ei, aceeași treabă trebuie să facă omul și cu sufletul. El trebuie să meargă la Iisus pentru că are încredere în Iisus. Pentru că dacă nu merge, Iisus îl părăsește. El trebuie să meargă și acolo să se vindece așa cum simte că trebuie să meargă la doctor. Asta face apostolul Pavel și spune că aici este de fapt conștiința omului. Și aici este marea taină a acțiunii cristice, a lui Dumnezeu care își trimite propriul fiu să ia asupra lui păcatul omenesc. Și atunci dacă vine cineva, dacă un doctor pe mine mă vindecă, eu n-am față de el nici un pic de obligație? Eu am un pic de obligație. Poate îi duc ceva, un cadou sau... Asta este la ce zice, la inimă. Deci, exact. Dar nu trebuie condiționat actul nu medical. Nu e condiționat. Că nu este, dar nu doctorul condiționează, ci bolnavul. Din păcate aveți dreptate. Da, vedeți? La un moment dat, sunt bolnav, zice, domnul doctor, am și eu... Păi, dar ce nu luați de la mine? Păi înseamnă că nu mă fac bine. Pur și simplu ia invers. Da, la noi așa a fost treaba asta. Dar vreau să vă spun, stimate maestre, că acum, în luna asta, ni s-au mărit salariile foarte mult în sănătate. Foarte mult. Dom'le, dacă vi s-au mărit, apucați-vă de treabă. Asta vreau să spun. Stați un pic. Ni s-au mărit salariile. Da. Un medic primar ca mine ia 120 de milioane vechi. Așa. Acum, da? Bun. Dar credeți că asta rezolvă situația? Nu asta rezolvă situația, că noi avem nevoie de niște arme, de niște podoave, avem nevoie de aparatură de înaltă performanță. Doctorul ăla trebuie să și merite
aia 120 păi, de milioane. Păi noi merităm, dar trebuie să avem și cu ce merita, că trebuie să lucrăm la nivelul ăsta de 120 și nu avem cu ce lucra. Aia e problema. Știți ce spune Iorga despre sentimentul patriotic? Zice, un om nu trebuie numai să spună că aparține unei nații. Trebuie să se întrebe dacă merită că aparține acestei nații. El, exact, exact. Dacă face adică, ceva pentru nație. Da. Sigur că vorba lui John Fitzgerald Kennedy, care zice, tu să te întrebi ce faci tu pentru țara, nu ce face țara pentru tine. Vedeți. Cine dintre noi să mă întreabă ce fac eu pentru România? Nu se întreabă nimeni, ce pot fura? Auziți, și aici putem face legătura cu Sfintele Paști care se apropie exact, fiindcă, în curând, pentru că ce sărbătoare erau aceste sărbători ale Paștelui? Vechiul Testament și Noul Testament, da. Sfântul Apostol Pavel, ele sunt numai după Noul. Acum da. Sfântul Apostol Pavel spune așa, dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este o amăgire și voi veți rămâne tot sub blestemul păcatului. Deci dacă eu, asta o spune la, o puteți citi la Epistola către Romani, capitolul 5. Deci el se îndoia? Nu se îndoia. Nu, dar el dacă spune voi... așa, dacă eu ca și creștin nu cred că Iisus a înviat, credința mea e zero. E zero. Păi asta este sensul creștinismului, că a înviat Hristos. Pentru că ce se întâmplă? Da. Problema asta lui Iisus, asta e o problemă mai complicată, dar nici religia nu o explică cum trebuie. Problema lui Iisus este o cotitură a omenirii și a existenței. Deci Iisus... Așa, tot Pavel vorbește despre primul Adam și al doilea Adam. Numai unde, pe la 1 Corinteni, cred că 1 Corinteni 15 cu... Nu mai știu cu cât. Așa, și el spune, zice așa, zice, primul Adam a fost un suflet purtător de viață, iar al doilea Adam, Iisus, este un spirit creator de viață. Deci Iisus a venit cu această propunere că omul se poate reînnoi, poate reînvia, că aici este învierea, nu că toată lumea învie. Nu, domnule, poți reînvia dacă intri în relație cu Iisus și cu pilda Lui, cu suferința Lui. Că dacă asta am vrut să spun adineauri și nu mi-am continuat ideea când am trecut la lumește la asta. Nu, l-am trecut la treaba cu obligația față de doctor. Dacă Iisus și-a luat asupra Lui păcatele mele și suferința mea, eu n-am nicio obligație față de El. Păi avem obligație. Avem obligația să-i urmez calea. Sigur, imitați-o Hristos. Da. Adică să-L imităm. Da, El nu-mi cere nimic. Exact. Decât să zice iubește suferința. Exact. Pentru că El prin suferință a ajuns aici. Și cum putem să limităm pe Iisus? Urmându-i ceea ce a spus El. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu va ajunge la Tatăl meu decât prin mine. Deci să-ți faci din viață rama vieții lui Iisus. Așa îl limităm. Adică să iubești pe aproapele tău, să-l ajuți, să-i dai cămașa de pe tine, să nu furi, să nu minți, să duci nu viață destrăbălată, să te înfrânezi. Asta înseamnă credința în Dumnezeu, înfrânare. Dar noi nu ne mai înfrânăm. Exact poruncile cele mai fundamentale ale divinității nu funcționează niciuna. Să nu ucizi, să nu furi, să nu duci o viață destrăbălată, sexuală. Astea sunt înfrânările fundamentale ale omenirii. Funcționează perfect la noi. Sigur că, din păcate și la noi la români, dacă avem peste 14 milioane de avorturi, de ce spun ce că să trebuie... facem? Cum să imităm pe Hristos?
Nu vedeți? Aici e o problemă. Aici e o problemă. Eu am auzit că sunt mai multe întreruperi. Oho, au fost 14 milioane atunci când... Eu am auzit că sunt vreo 20 ceva de... Acum, da. Deci aproape cât nația populație. Noastră. Cât nația ei, noastră. Aia e viață întreruptă. Ei, da, și asta e crimă. Și e crimă. Da, asta e crimă. Da, doamnele alea care, dacă lași un cățel liber pe stradă, urlă de cade turnul bisericii, când omoară un copil, nu zice nimic. Nici când se taie 5 milioane de miei de Paști. Atâția se taie de Paști. Enorm de mult. 5 milioane, da, de 5 miei. Milioane de miei. Da. În fiecare casă de români trebuie să fie un miel care se bagă la cuptor. 5 milioane de miei. Da. Și nimeni nu zice. Nu. Bine, dar 5 milioane, miliarde de astea, avorturile astea, furturile astea din avutul național. Păi de ce, ce să ne mai vindem? Pământul strămoșesc. Ne mai vindem sufletul. Și după aceea, nu știu dacă mai avem altceva. Deci am zis că trebuie să ne întoarcem la natură și trebuie să ne întoarcem la divinitate, așa pentru că așa suntem făcuți. Așa suntem făcuți. Noi nu putem trăi altfel. Așa este. Maestre, Paștele, sărbătoarea Paștelui, să mai numea și sărbătoarea primenirii. Era o sărbătoare în totul se primenea, casa, hainele, fiecare copil sau om avea un lucru nou de Paște. Exact, ne cumpăra când era amică. Deci de un pantofi, erau niște obiceiuri. Și aceste obiceiuri și slujba de mormântare și slujba de înviere și ciocnitul ouror la biserică și întâlnirea oamenilor la biserică era pentru ca să îl iei pe Iisus contemporanul tău. Deci ca să-ți rememorezi momentul ăla de cristic. Da, exact. Pentru asta era. Și Crăciunul, care era sărbătoarea bucuriei, a nașterii. Și asta era sărbătoarea suferinței, dar și a învierii. Deci sărbătoarea avem... învierii? Da. Pentru că toată pilda lui Iisus trebuie spusă întotdeauna toată. Deci, toată, dar... Deci drumul lui Iisus, suferința, răstignirea, moartea și învierea. Toate sunt legate... Fără înviere, sunt nu legate nimic. Între ele. Așa este. De-aia se spune că ca să fii om, trebuie să-ți faci, așa spunea și Părintele Stălin Loae, cadrul vieții lui Iisus să fie și cadrul vieții tale. Asta făceau Paștele. În ce s-au transformat? Păi într-o te poți mâncare... în iepuraș și în astea de baruri care merg... Într-o mâncare continuă până chem salvarea. Așa este. Ceea ce este, faci pancreatită, bei, faci alte multe lucruri. Vedeți cum se leagă lucrurile. Ne apropiem de sfârșit și vreau să vă întreb așa, ce mai puteți adăuga la viața dumneavoastră? V-ați născut, ați visat, ați râs, ați plâns, ați iubit, ați urât, ați muncit, ați distrat, ați făcut acerie... Și bineînțeles, urmează puncte, am mult. Eu urmez un principiu. Da. Ce mai puteți adăuga? Sau ce ați dori să adăugați? Acum, la vârsta dumneavoastră. Eu urmez un principiu pe care l-a adus un indian, Gandhi. Care spune așa, trebuie să trăiești fiecare zi ca și cum ai muri mâine, și trebuie să studiezi ca și cum ai trăi o veșnicie. Așa este și a zis foarte bine. Și cu asta mă ocup acum. Cu studierea multor lucruri, fiindcă domenii, sunteți... În special sunteți domeniul sănătății. Sănătății. Sunteți o ființă extraordinară, un om extraordinar. Și să știți că sunt mulți doctori care nu acceptă calea asta pe care... Șeful dumneavoastră a propus-o, mai puțin nocivă. Exact. Dar să știți că combinația dintre medicina alopată și cea naturistă este extraordinară. Dar de ce să nu recunoaștem? Fiindcă totul a pornit de la natură. Da. Tot și orice medicament este natură, doar că noi l-am făcut sintetic. Și un medicament e bun, dar trebuie doctorul să ți-l dea cel potrivit. Exact. Pentru că sunt foarte multe relații acum între farmacii și doctori. Din păcate sunt niște relații, v-am mai spus eu. Da. Sunt lucruri, nu intrăm în amănunte. Da. Nu intrăm în amănunte, dar fachirii înșelăciunii lucrează din toate direcțiile. Exact. Însă și actoria și medicina, după părerea mea,
sunt cele mai nobile preocupări și, și cum să spun, forme de existență. Să vindeci un om și să vezi că s-a vindecat. Indiferent dacă e recunoscut. Că nici Dumnezeu nu se supără. No. Dacă nu ești... Numai că îți pierzi demnitatea morală. Doctorul își pierde demnitatea de medic. Exact, exact. Dacă face... Ați văzut ce s-a întâmplat, nu mai spun, pe la Cluj, cu marele profesor Lucan. Da, domnule, îmi pare foarte rău pentru că eu sunt prieten. Da, și era mare și era bun și era... Eu cred că se face și o greșeală. O mare greșeală. Se face și o greșeală. Dar am înțeles acum că i s-a dat voie să profeseze, dar nu cred că va mai profesa. Vă dați seama că... El a fost așa de jignit. E o inhibiție groaznică. Sigur, legile sunt ambigue. Când medicina privată cu medicina de stat se împletesc și nu știi care e una, care e alta, totul este un amalgam. Sunt multe lucruri care trebuie cercetate. Da. Căile Domnului. Da, exact. Maestre, o întrebare și ultima întrebare. Cum am putea noi să ridicăm această televiziune la care noi ținem foarte mult și eu și Teo și toți de aici? Ultima întrebare din seara asta. Din seara asta, nu neapărat. Dar cum ce am putea să o ridicați? Deci avem emisiuni bune, avem asta. Nu știu, ce am putea face, fiindcă, nu știu, știți că banii sunt cei care învârtesc. Știți, da, e adevărat, dar știți ce ați putea face? Da. Să chemați oameni care spun lucruri care interesează pe oameni. Da. Asta trebuie. Am asta e singura formulă, altceva nu e. Deci chemați oameni care, mai ales acum în lumea asta, încât este o lume buimacă, o lume... imbecilizate de informații inutile. Așa uitați-vă la televizor, vorbesc doi oameni, poate că spun lucruri interesante, nu poți să-i urmărești, că sus scrie ce a făcut președintele, ce îi pregătește lui Dragnea, jos scrie ăla. Deci... cum i-a băgat la lingura în nas lui soacră sa, ce a făcut echipa de fotbal nu știu care, ce l-au arestat pe fostul președinte. Te bulversează cu tot felul de informații, da? Și atunci te uiți la de sus până jos și nu esențialul. Rămâi cu nimic, nici cu discuția dintre cei doi oameni care poate sunt oameni scuturați, inteligenți, luminați și care spun niște lucruri interesante. Da. Deci asta se faceți. Da. Informații pe oameni direct și dați tot direct televiziunea. Când dumneavoastră faceți reclame, faceți-le între lucruri și nu odată cu televizorul. Am înțeles. Cât se poate. Cât se poate. Și această seriozitate va face ca oamenii să vă caute. Așa este un proverb chinez, zice, omul drept stă în casa lui și cugetă drept și va fi auzit departe. Am înțeles. Ce să mai zic, vă mulțumim tare mult că ați venit în a treia oră la această emisiune, la această televiziune. Vă mulțumim de cuvintele de încurajare pe care ni le-a spus. Eu ce să vă spun, oameni buni, acum se apropie Paștele, să ne iubim mai mult, să facem o faptă bună pentru omul de lângă noi, adică să ne primenim și Hristos. Sufletul exact, și viața. Ne primim și sufletul și atunci totul o să fie bine. Țineți aproape de mie, doctorul Mircea Frenciu, îmi pasă, chiar îmi pasă de sănătatea dumneavoastră. La revedere pe săptămâna viitoare.